Bine m-am găsit, oameni frumoși, într-un nou și super genial episod pe cel mai tare canal din lume. Eu sunt Paul și astăzi jucăm Among Us în Roblox, exact. Există mai multe variante de Among Us pentru cine joacă Roblox, cu siguranță a văzut. Mie, sincer, ăsta mi se pare cel mai ok dintre toate modurile. E singurul care seamănă atât de mult pe versiunea reală, aia pe bune. Și astăzi jucăm un match de Among Us pe Roblox. Sunt tare curios dacă o să vă placă, sunt tare curios dacă o să îmi placă. Am jucat un singur match înainte, voiam să văd cum e treaba. Momentan sunt alții în match și eu trebuie să stau să mă uit la ei. În fine, o să începem imediat. Nu uitați să dați mare, mare like și pentru comentarii ne vedem pe secțiunea de comunitate a acestui canal. Hai să-i dăm drumul. Ok, în sfârșit s-a terminat match-ul celorlalți. Mai trebuie să intre încă un singur player și începem meciul. Poți să cumperi de astea să ai șanse mai mari să fii impostor cu Robux. Vă fac orice numai să facă ăștia bani în jocul ăsta. E super interesant că vezi totul de sus. Deci se vede totul doar așa de sus. Nu poți să schimbi, nu poți să faci nimic altceva. Fiecare are câte o culoare. Sunt curios. Îmi pot schimba culoarea? Nu. Oare dacă merg la astea? Nu. Cred că pur și simplu primești o culoare random. Nu poți să-ți customizezi caracterul ca în Among Us, dar hai să fim serioși, o variantă de Roblox. Ok, sunt crewmate. Era drăguț dacă eram impostor. Bun, hai să vedem. După cum puteți să vedeți, eu n-am hartă, sau? Ba, am undeva hartă, dar nu știu pe ce buton de tastatură aș putea să o găsesc. Uite, ăsta vine aici. Ba, uite, dacă dau asta. A, uite, aici am harta. Bun, deci mai trebuie să merg în medbay. Opa. În reactor. Hai să mergem în reactor. Mă, mie mi se pare că chiar și-au dat interes. Au făcut treabă destul de bună. Seamănă foarte mult. Click and hold to scan. Bun. Seamănă foarte mult cu varianta originală. Hai să facem quest-ul ăsta, test-ul ăsta, adică, deci 5-3, 5-3-4, doar 3 de astea, ce chestie, în Among Us e un pic mai grea chestia asta, dar poate s-au gândit că e prea greu să țină minte, ținând cont că Roblox e jucat de foarte mulți care totuși sunt copii. Unde mai am test-uri de făcut? În Medbay și în Electrical. Bun, hai să mergem în Electrical. Tipul ăla mă urmărește. Nu știu de ce am impresia că o să mor aici în Electrical. Dar în fine. Ok, sincer în Among Us e o idee mai ușor chestia aia de făcut, dar bă, seamănă foarte, foarte tare. Mai am un medbay și navigation. De ce mă urmărește roșu ăla? Nu mă mai urmărește. Oxigen. Bun. Da, mai sunt 35 de secunde. Mi se pare că timpul e mai mare decât în Among Us. Bun, hai că ajungem. Dar cred că te și deplasezi mai greu. Cred. Nu sunt sigur. Ce? Am fost omorât? Deci ăștia erau împreună. Deci i-au omorât pe absolut toți ceilalți. Nici măcar o ședință n-a fost. N-am văzut niciun cadavru. A fost atât de... A fost cam lame. Sincer, a fost cam lame. Dar dacă vreți să încercați jocul ăsta, Amongst Us. Are un T acolo. Amongst. N-am înțeles care e faza. Dar are un T. Amongst. Azi cu semne exclamări și un cuțit by Wizard Studios, ei au făcut jocul ăsta. Hai să încercăm să vedem un match și de impostor, sunt super curios cum ucid. Bun. Ia să mergem aici. Cum aș putea să ucid? Cu ce? Asta e cu mine. Sunt super curios cum ucizi. Da, o să aflăm noi.
Ok. El l-a omorât sau? Nu eu, cred că el l-a omorât. Suntem în electrical. Au găsit cadavru. Ok. Este timpul să discutăm. Funny Monkey l-a raportat. Adică a meu. Uite aici pe chat se vorbește, da, e super, nu o să mai dau zoom, oricum, sincer, ca în Among Us, cea mai nașpa chestie e că atunci când joci cu random pe chat e super dubios. Bun, ia să vedem, cine acuză pe cine? Nimeni n-acuză pe nimeni, evident, pentru că tot când vorbești în scris doar e super lame jocul ăsta. Deci nimeni nu acuză pe nimeni, n-aș da skip încă. Zero progresul. Ok, I'm voting Sian. Cine-i Sian? Oh, Bartek? Sian suspect. Bartek e suspect. O să-i. Why is he sus? Ia să vedem. Îl votez pe Bartek. Sper să nu se prindă. Aoleo, să mi-l scoată pe a meu criminalul. Și acum o să mă scoată pe mine pentru că, vai ce prost am jucat-o. Nu faceți ca mine. Vai de viața mea. Vai. Trebuie să aștept 10 secunde. 13 secunde până se face chestia asta. Zero progresul. Bun, o să trebuiască să ucid niște oameni. Da, hai să vedem cum. Au oameni prin apropierea mea. Îl pot ucide? Ia să mergem. Hai să sabotăm oxigenul. Ca să nu vină în partea asta, să nu mă prindă. Ăsta stă degeaba. Într-un fel e ok. Dacă... cedează oxigenul. Și dacă vine cineva aici, îl omor și aia. Că Marius ăla nu face nimic, sunt super curios. Bartek ăla, fii atent că m-a văzut aici, a plecat. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Fii atent că i-am făcut. Fii atent că o să moară de oxigen. Este! Bine, impostorii! E destul de interesant. Deci dacă vreți un fel de Among Us 3D, e ok. Merge. Da, e interesant. Bun, hai că o să ies de aici pentru că nu mai vreau să... Bun, oameni buni, cam ăsta a fost episodul Among Us. Dacă vreți o variantă mai 3D a Among Us, nu mi se pare chiar atât de tare ca varianta reală, dar dacă sunteți fan Roblox și fan Among Us, cu siguranță merită încercat. Eu am fost Paul, nu uitați de mare like și vă aștept pe Instagramul meu cu alte sugestii de moduri de Roblox și, mă rog, tot felul de jocuri și nebunii și vă aștept și pe Twitch acolo unde jucăm destul de des tot felul de jocuri interesante, aproape în fiecare seară la 7 la 10. Vă pup, ne vedem în episoadele următoare, numai bine!